Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit în cadrul unei noi ediții a emisiunii Important. În această seară discutăm despre politică, ori despre politici, ori despre lucruri la fel de importante ca în fiecare zi de luni, 20.00, emisiunea Important. Deci, invitatul nostru din această seară este doamna Iuliana Cantarangiu, ministra mediului. Bună seara și ne bucurăm că sunteți în platoul emisiunii noastre în plin live. Bună seara, bine v-am găsit! Ne bucurăm că avem un frumos prilej de a aborda și subiecte ce țin de starea de sănătate a mediului ambient din Republica Moldova, dar până a vorbit despre starea de sănătate a mediului ambient de la noi, desigur că sunt subiecte care îi determină, de fapt, o stare ori alta. Astfel, voi începe foarte lejer de pe pozițiile de expertiză de pe care dumneavoastră, de fapt, ați pășit în Ministerul Mediului și astfel să ne comunicați cu ce ați găsit necesar, doamnă ministră, să începeți schimbările în această entitate importantă a executivului, mai cu seamă că subiecte de rezonanță de la un mandat la altul, de la o guvernare la alta, dar nu vorbim despre calitate de guvernare, vorbim acum despre entitate. De la ce ați găsit necesar să începeți în momentul în care ați venit și de pe poziția de expertiză și mai ales de pe platforma a ceea ce înseamnă societatea activă de mediu. De pe poziția de expertiză, eu știam și anterior destul de bine lucrurile cum stau pe mai multe, hai să zic așa, subdomenii sau categorii de resurse naturale. Starea mediului în Republica Moldova în general este la un nivel destul de avansat de degradare. Da? Avem un nivel destul de avansat de poluare, să zic așa, și de utilizarea resurselor naturale într-un mod irațional preponderent. Bine, sunt subiecte și constatări pe care adică le comunicați și anterior de la tribune, da, exact, pe platforma societății civile, de pe programele. Aici am ajuns. Acum, ca să repari toată chestia asta, ce s-a stricat de-a lungul anilor, deci la ce stare s-a ajuns, este tot parcursul ăsta este destul de lung. Deci trebuie să fim foarte conștienți de lucrul ăsta. De stricat ceva este mult mai simplu decât de reparat. Știu exact același lucru, adică comparativ putem lua exemplele altor țări, care elementar ăsta, în momentul în care societatea a conștientizat, de exemplu, gradul avansat de poluare a apelor de suprafață, a luat cel puțin 30 de ani de zile ca să de acțiuni multiple, dar care abia peste 30 de ani de zile începeau să dea roadă. Știi? Deci trebuie să fim în primul rând foarte conștienți de faptul că lucrurile nu se întâmplă mâine. Da? Adică nu mâine să vedem minuni, nu mâine să vedem clasa 1 de calitate a apei. Asta, și obiectivul care s-a pus inclusiv în Moldova 2030, când s-a scris la rândul său, era de îmbunătățire clasei calității apelor de suprafață cu un grad, cu o clasă, timp de 10 ani de zile. Și asta este un obiectiv foarte ambițios, vreau să zic, știind de fapt ce eforturi și cât investiții este necesar pentru acest lucru. Să vorbim acum și de instrumente, pentru că de pe poziția societății civile operați cu anumite instrumente, da? De pe poziția celui care aduce expertiza la acest domeniu, noi alte instrumente. Da. Astăzi, de pe poziția ministerului, în calitatea și de ministră, deci, perioada în care sunteți, cu instrumentele pe care le dispuneți, a reușit a face? Instrumente sunt diverse, în primul rând la capitolul de politici și aici, într-adevăr, am început, de fapt, am reușit să adoptăm câteva legi noi, foarte importante, care, de exemplu, anterior, zic așa, oameni care chiar angajați din minister nici nu visau că vor ieși aceste legi din minister, de exemplu, legea privind emisiile industriale, o lege destul de dificilă, dar care schimbă
totalmente modul de autorizare și de control care în domeniul mediului. Ea va intra în vigoare peste 2 ani de zile. Se dă perioada de grație pentru agenții economici ca să se adapteze la acest proces. În același timp, în acești 2 ani de zile, se va elabora cadrul regulatoriu. A fost adoptat în sfârșit legea privind monitorizarea calității aerului, au fost modificate legea privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluare strategică de mediu, care la fel aduce îmbunătățire la procesul de asta, evaluarea impactului asupra mediului. Bun, niște parcuri naționale au fost adoptate, dar preponderent și anumit cadru normativ. Deci, punem... E un proces, deci îmbunătățirea cadrului normativ și anume prin transpunerea directivelor UE, care aduce anumite standarde de comportament și de modul cum acțiunile sau activitățile economice trebuie să se desfășoare în acest spațiu. Am reușit, deci în acest an, dar mai avem, bineînțeles, agenda. Am reușit până la venirea dumneavoastră, ori despre aceste aspecte la care acum dumneavoastră faceți uz, mai puțin atenție s-a dat sau mai puțin efort s-a investit? Păi, și aici, sincer, aici vorbim despre de priorități exemplu, noi, despre da, priorități noi puse sunt, în cap, cu cap deci, sau în cap de listă. Ca să vă zic, de exemplu, legea privind emisiile industriale trebuia să fie adoptată conform acordului de asociere încă în 2019. Deci, ea abia atunci a început elaborarea ei și a durat un proces lung și de consultare și de dialog cu agenții economici și așa mai departe, fiindcă, vă zic, e o lege totalmente nouă, e o lege care asta pune într-un cadru nou desfășurarea activităților economice și mult mai clar. Nu numai într-un cadru nou, dar mult mai clar, va fi mai clar și pentru agenții economici ce să respecte și pentru ăsta, inspectori ce să controleze și în același timp pentru, în procesul de eliberare acestei autorizații este consultată și societatea unde se află aceste entități economice. Acum, pe lângă acest fapt, iarăși despre instrumente vorbim. Instrumente de finanțare. Un lucru foarte important, că protecția mediului nu se schimbă pur și simplu, că impactul asupra mediului este grație sau desfășurării activităților economice și a persoanelor fizice, da? Și respectiv, pentru ca să se îmbunătățim, este nevoie de foarte multă finanțare, nu pur și simplu de finanțare. La perioadele anterioare, de fapt, atât miniștrii, cât și vocele poartă acestei instituții comunicau despre grave scheme de corupție în cadrul Ministerului Mediului. Dumneavoastră, ce ați moștenit asupra a ce munciți într-o elucidare, dacă ele sunt, ori sunt de categoria mituri? Nu sunt mituri. Nu în Ministerul Mediului, că Ministerul face politici. Da? Dacă vorbim despre riscuri de corupție, într-adevăr, ele practic sunt semnalate, au fost semnalate și în rapoartele de la Centrul Național Anticorupție, care unde se văd și la Agenția de Mediu și la Agenția Mult-Silva și în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Cam astea ar fi probabil și la Agenția Apele Moldovei. Acum, bun, imediat ce am venit, în principiu, cel mai tare, deci cea mai multă gălăgie se făcea și societatea pe ce era foarte mult alarmată, în special erau cu tăieri. Da. Și de pe 2016 epopeea tăierilor ilicite cu milioanele s-au urmit. Acum, exact. Din perspectiva societății civile, noi vedem lucrurile într-un fel și cunoaștem, reieșind din informația pe care o cunoaștem, fiind în sistem, am avut oportunitatea mai bine să intru în esență, ce și cum în cadrul, în acest proces. Și ce am făcut, în primul rând, mai multe întrebări când am analizat inclusiv procesul de autorizare, fiindcă foarte
des, de fapt, așa numitele tăieri ilicite, pe care societatea le numește tăieri ilicite, ele, de fapt, nu sunt ilicite preponderent, dar sunt absolut legale, dar, de fapt, le-aș numi tăieri abuzive, care pornesc, de fapt, de la procesul când se pune în valoare masa lemnoasă, procesul de autorizare. Da? Și asta a modificat procesul de autorizare. Și atunci unde este deviere de la cadrul de reglementare pentru a se permite a apărea asemenea mesaje? Păi de ce zic? Sunt la alt nivel, inclusiv și aici, iată, iarăși, cadrul de reglementare, cadrul normativ, de exemplu, există și o diferență, inclusiv dacă luăm la și definiții și proceduri. Un pic, e diferență între prevederile legii privind regnul vegetal și prevederile hotărârii de guvern, care regulamentul privind tăierile, care este unul mai vechi decât când a apărut legea, și acolo și la definițiile după tipul de tăieri este un pic de diferență și sub tăieri rasă se camuflează tot felul de tăieri. Deci noi am inițiat procedura asta de modificare și a legii, este chiar înaintat ca inițiativă legislativă. Doar ca și precizare, inclusiv... doamnă ministră, vreau să fac lumină acolo unde prin 2016 chiar domnul Munteanu, la acea perioadă ministru, spunea despre epopeea miliardelor de euro generate din tăierile ilicite. Păi cum se face? Sunt tăieri ilicite care cumva mușamalizează scheme crase în ceea ce se întâmpla, ori nu se mai întâmplă dacă totul este în regulă și în raport de buchia rama buchiei legii. Încă o dată, da. Ca să operăm cu definiții corecte. Fiindcă de la... Mesajul venea... Mesajul politic, poți să spui, da, ca să înflorești cum vrei, da? Și asta sună frumos la presă, fiindcă populației place și așa mai departe. Să operăm cu termeni corecți, fiindcă când operezi cu termeni corecți, tu atunci poți aduce soluții, da? Dacă tu operezi cu termeni incorrecti, tu cauți acolo unde nu ai ce căuta. Deci de asta și zic. Tăierile, de fapt, eu tot aveam sentimentul că sunt tăieri ilicite, da? Și când am început să analizez subiectul, am văzut că ele nu sunt ilicite, ele sunt foarte legale. Și atunci problema e în altă parte. Problema este că atunci când se pune în valoare masa lemnoasă, de exemplu, da, se spune că se taie atâția metri cubi din parcela asta care are atâtea hectare, da, și respectiv se minte la diametrul tulpinii, se minte la numărul de copaci care sunt doar cu câțiva în plus, și da, față deja de mașină. Și deja instanța care autorizează procesele. Exact, dar lucrul ăsta, toată documentația asta, de fapt, inițială, o formează pe loc întreprinderile silvice, Mulțilva ulterior verifică și ulterior agenția de mediu eliberează în baza acestor hârtii, eliberează autorizația. Și era o singură autorizație pentru toate entitățile silvice. Unde era scris, de exemplu, de sus, întreprinderea silvică Bălți, 10.000 de metri cubi, întreprinderea silvică, nu știu, Strășeni următoare, atâția de metri cubi. Și întrebarea mea apărea, dar unde sunt mii ăștia metri cubi? Care arbor se taie? Unde ei se află? Care este volumul lor? Fiindcă atunci când ai autorizația care se eliberează, de exemplu, unui apele, acolo scrie foarte clar că pe strada Cutare se taie, de exemplu, 3 plopi care în total au atâția metri cubi. Și este mult mai simplu și pentru inspectorul este mult mai simplu să verifice acolo plopii ăștia care s-au tăiat. Sunt legal tăiați conform autorizației. Sunt pe strada aia sau nu? Exact la fel, dar în baza autorizației eliberate pentru entitățile silvice, cum tu poți să-ți dai? Da, să ăștia mii metri cubi. Dar unde sunt ei? Și bine, final, ce facem? Dacă deci nu este abuziv, e tot în regulă. Da? Deci în final am modificat procesul modul de eliberare a acestor autorizații. Acum autorizațiile se eliberează pe parchet. Adică în perimetrul ăsta, conform amenajamentului silvic, da, planul de management, să zic așa, silvic, unde este scris ce trebuie să se taie și mai departe, acolo scrie foarte clar. Pe
ăsta, parcela cu tare, întreprinderea silvică cu tare, ocolul cu tare și așa mai departe, ocolul silvic cu tare, se taie un stejar, un plop, un nu știu ce și așa mai departe, unde se și tipul de tăiere, atâția metri cubi. Și acum pentru inspecție e mult mai simplu să controleze dacă și atunci să vezi tăierile licite sau nu sunt licite. Domnul ministru, dar în domeniul mediului, cum sunt restituiți banii statului acolo unde își fac loc anumite scheme ilicite de manifesta celor care pretind că fac treabă bună. Nu înțeleg întrebarea. În domeniul mediului, da. Pentru că iarăși asociat de cadrul de reglementare, cum sunt restituiți banii statului pierduți? Ce presupune cadrul de reglementare? Prejudiciile vă referiți. Da. Ah, ok. Deci, inspecția, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, preponderent acum, deci solicit, deci nu să se aplice doar amenzi administrative, dar să fie calculate și acele prejudicii, care se recuperează, deci conform legislației, se recuperează prin instanță de judecată. Da? Au fost, acum nu vă pot da cifre, că nu le țin minte, nu m-am pregătit pentru așa întrebare ca să fi solicitat cifre, dar știu că asta pe diferite tipuri de poluare se calculează inclusiv la tăieri. Deci când sunt, într-adevăr, se constată că s-au făcut tăieri ilicite, adică în afara autorizației, și acum e mai simplu să verifice nu știu ce, asta se aplică nu doar amendă administrativă, dar inclusiv prejudiciu cauzat mediului. Bun, să o luăm mai la suprafață. În ce măsură legislația de mediu este respectată în Republica Moldova? Exact la fel ca orice legislație. În ce măsură este respectat codul circulației rutiere? Știți cum? Sau oricare, exact, oricare altă legislație. Siguranță, am afea ce ne spune în cazul acesta. Exact. Nu, știți cum, respectarea legislației, oricărei legislații, depinde, bineînțeles, de gradul de conștiință a celor care trebuie să respecte, adică a cetățenilor și a agenților economici. Dar într-o societate unde cetățenii și agenții economici nu sunt conștienți de că sunt niște reguli și regulile astea se fac nu pentru mofturile nu știu cui și așa mai departe, dar se fac pentru anume bunăstarea întregii societăți. Asta, dacă cum sunt, na, când nu se înțelege cu educația, cu procesele educaționale, există bâta care se numesc inspecțiile de obicei și amenzile și așa mai departe. Despre bâtă și despre situații concrete. Doamna ministră, dar cu ce noutăți ne veniți la subiectul uzinii metalurgice moldovenești acolo unde știți discuții cât au încăput în spațiu public cu referință că funcționa fără acele autorizații? Eu întreb de fiecare dată, dar spuneți-mi, vă rog, când ele au funcționat cu autorizație în 30 de ani de zile? Nu este o întrebare retorică. Nu, este o întrebare foarte directă. Aici să identificăm atunci problema, unde a fost și cum este posibilă, funcțională, o asemenea formulă. Acolo unde punem în cap de masă, în cap de foaie, în cap de listă, în cap de priorități. Corect. Starea de sănătate a mediului unei țări. Mie îmi place foarte mult când se invocă acest lucru. Despre asta spuneam noi ecologiștii tare mulți ani la rând, dar nu ne auzea absolut nimeni. Și timp de 30 de ani de zile nimeni n-a pus întrebarea, în general, dar cum funcționează întreprinderile din stânga Nistrului fără autorizație? Nu erați auzită. Da. Acum, de pe poziția de ministru, și cum s-a făcut noi atunci? Am venit. Cum a fost acceptabil? Păi, să și zic, cum a fost acceptat acest lucru? Și asta am venit în primul rând, ne-am pus ca și obiectiv să aducem sau să creștem valoarea sau importanța autorizațiilor de mediu. Fiindcă nimeni nu ia în serios autorizațiile de mediu. Dar autorizația de mediu este, de fapt, documentul tău de drum înainte. Fiindcă puterea autorizației de mediu la un control exercitat corespunzător este constă că inspecția, dacă nu respecti prevederile autorizației de mediu sau cerințele mai departe, noi avem puterea de a suspenda
activitatea oricărei întreprinderi. Da? Și asta se pune, spre asta, în principiu, educăm agenții economici. Și de la bun început ne-am pus acest obiectiv și noi am reușit să ridicăm importanța acestei autorizații, că acum vorbește toată lumea despre asta, da? Dacă până acum nimeni nu vorbește. Importanța autorizației, să zicem că este clară. Nu este, până acum nu era clar, da. Mă gândesc că, doamnă ministră, de pe premisa ecologistului din mine, să zicem așa, dacă ar fi acceptabilă o asemenea formulare. Păi ce ar spune sau ce a spus expertiza făcută în cadrul unei asemenea entități industriale, acolo unde și-a realizat procesele, fără o standardizare a proceselor în raport de ceea ce indică autorizația, ca regulă, ca standard, ca necesitate a fi respectată, pentru că nu este această autorizație doar de responsabilizare, dar și de menținere în funcțiunea a unor reguli clare, scrise. Responsabilizare, de fapt, e responsabilitatea agentului economic de a respecta prevederile, de a menține acele cerințe care sunt scrise în autorizație. În primul rând, pentru întreprinderile, în mod special din stânga Nistrului, punem întrebarea, în primul rând, să se autorizeze. Și acest lucru noi l-am comunicat de la bun început, când am început dialogul cu pe platforma grupurilor de lucru care se tematice, da, cu stânga Nistrului, încă de la începutul anului, și am comunicat că toate întreprinderile din stânga Nistrului, ele sunt câteva întreprinderi industriale, inclusiv fabrica de ciment din Râbnița, atunci am spus, uzina metalurgică din Râbnița, fabrica de ciment din Râbnița, fabrica de cărămidă este, nu, cel puțin astea care acum am venit în minte așa, toate trebuie să se autorizeze. Partea transnistriană a rămas șocată de cerințele noastre. Biroul de reintegrare ne-a comunicat că pentru prima dată de când există acest birou, se ridică asemenea întrebare din partea mediului. Cum tratează apele? În elementarul sens al cuvântului. Cum tratează apele uzate urmarea proceselor industriale atunci? Adică niște exemple pentru a fi clar și pentru telespectatori necesitatea unor standarde care necesită a fi respectate. Deci noi aveam câteva autorizații. Este autorizația de emisii, emisii în aer, autorizația privind gestionarea deșeurilor, autorizația privind folosința specială a apelor. Da. Și, da, cam nu, astea sunt principale. Unde se deversează acele ape uzate? Nu, ele, în mod normal, ar trebui să fie pretratate. Da, acum, de ce zic? Nu există nicio întreprindere, practic, din stânga Nistrului nu este autorizată. Și, nu, și nici, nu au, nici la ziua de azi autorizație. Nu. Autorizația, întreprinderea metalurgică din Râbnița are autorizație din asta temporară care este liberată în baza deciziei CSE. Deci asta nu este o autorizație ordinară, să zic așa, și termenul ei de implementare sau de execuție este exact cât scrie. Și este în rama normalității, doamnă ministră, acest menaj în care se găsesc aceste întreprinderi, aceste situații? Evident că nu este în marja normalității, dar spuneți-mi, vă rog, ce se întâmplă în stânga Nistrului este în marja normalității? Prea politizăm, dacă admitem o asemenea expunere. Nu punem așa întrebări. Dar vorbim despre subiecte țintite. Acolo unde nu contează. Sau nu este în competența instituției executivului de a lua act. Nu este în competență instituției noastre de a discuta asemenea subiecte. Deci tot ce se întâmplă, relația noastră cu stânga Nistrului este subiect noi atunci, care... Dar noi politicile le facem până la Nistru sau și după Nistru? Noi politicile le facem pentru Republica Moldova, care înseamnă teritoriu integru a Republicii Moldova. Acum este un teritoriu pe care unde autoritățile de la Chișinău au dificultate de a-l
controla, să zic așa, da? Și în situațiile, în situația dată, bineînțeles, noi aplicăm pe platforma de bilaterală de dialog, da? Noi negociem toate opțiunile astea, inclusiv de control, de asta, inclusiv de autorizare, de ce zic. Până acum nici nu se ridică astfel de întrebare. Și, în general, ce se întâmplă, de exemplu, că nu este vorba doar de domeniul mediului, dacă luăm așa, sunt o mulțime de licențe, nu iai pe toate domenii, și sănătății, și bancar, și economic. Da. Dar azi e despre mediu. Da. Și îngreunarea acestor procese, doamna Cătărăgiu, se datorează factorului politic final. Adică procesele merg mai îngreunat într-o a fi ordonate în rama normalității, cum discutam mai devreme, din cauza factorului politic? Din stânga Nistrului? Tot ce se întâmplă în stânga Nistrului este factor politic, nu? Doar acolo? Orice aici? Da, păi, da. Dar ce spune societatea civilă? Nu știu, bă, ne aducem aminte o perioadă anterioară, nu neapărat prea mult îndepărtată. Mesajele la acest domeniu erau cumva consolidate de pe poziția structurilor consolidate de mediu. Mai avem la ziua de astăzi acele structuri consolidate de mediu care tind să lobeze anumite aspecte utile și importante autorității? La ce vă referiți? Da, știm că erau comunități a diferitor organizații neguvernamentale de mediu care în coalizări, așa, aveau un proces specific de lucru, lobând anumite mesaje, anumite probleme necesare a fi rezolvate. Ce avem la capitolul societate civilă de mediu astăzi, Republica Moldova? Societatea civilă de mediu care era, este și astăzi. Da, și cel mai bine să întrebați pe ei, nu? Știți, doamnă ministră, da. Vin cu întrebarea pe fondul cât de apropiat a rămas a fi dialogul dintre minister, structura de resort și societatea civilă. Cât de mult vin solicitări din partea societății civile pentru a examina anumite subiecte, pentru a identifica anumite soluții pentru anumite procese care ar facilita implementarea ori realizarea anumitor reforme de către instituția de resort deja final. Mie e greu să zic cât e de des sau nu e de des. Noi avem dialog permanent cu ei. Acum, unii consideră, și asta a fost tot timpul, că cu unii se dialoguează mai des decât cu alții. Gelozia asta întotdeauna a existat, indiferent cine a fost ministru pe parcursul anilor, da? Dar vă întrebam pentru că dumneavoastră ați fost un lider care a militat întotdeauna. Da, eu întotdeauna am dialogat cu orice ministru. Deci, indiferent că eram într-o situație de conflict cu el sau nu, eu, știți cum, eu consider, dacă vrei să transmiți un mesaj, tu poți să-l transmiți oricum, știți? Adică, nu, n-am. Și nu încheiem o discuție la subiectele abordate. Acum zic să luăm o pauză de publicitate, să ne hidratăm cu puțină apă, după care revenim în platoul emisiunii noastre și continuăm discuția. Publicitate, stimați telespectatori. Stimați telespectatori, am revenit după pauza de publicitate. Vă salutăm pe toți cei care ați conectat televizorul acum. Anunțăm că în platoul emisiunii, pardon, din această seară este ministra mediului, doamna Iuliana Cantaragiu. Unde vă spunem iarăși bună seara după publicitate. Bună seara. Doamna ministră, având atât dumneavoastră în prioritățile ministerului, cât și fiind piloni generali ai planului de guvernământ, apa, deșeurile și pădurile, găsim oportun să abordăm și subiectul apa, deci în cazul acesta, Nistru, și anume de acolo de unde vin semnale că de la un an la altul riscăm să rămânem fără resursă de apă potabilă în case. Ce avem la ziua de astăzi la acest capitol? La ziua de astăzi avem
Noi suntem într-o secetă destul de alarmantă și datele noastre hidrometeorologice arată că suntem în acest an, suntem în niște maxime care unele, de exemplu, gen temperaturi consecutiv înalte, zile consecutive, adică cu temperaturi înalte, s-au observat pentru prima dată de când se fac observațiile meteo. Asta din la sfârșitul secolului XIX se fac, deci peste 100 sunt serii de date, peste 100 de ani. Și seceta asta, care de fapt nu este doar Republica Moldova, este în regiune pe ansamblu, asta este una din efectele schimbărilor climatice și din păcate încolo tendința cam e spre asta, pentru scepticii care nu cred în schimbări climatice, astea sunt niște dovezi foarte clare. Și asta, deci seceta asta a afectat foarte mult și fluviu Nistru și râul Prut. Și vreau să zic, în condițiile astea, de fapt, cu toată ironia, dar lacurile de acumulare și pe Nistru și pe Prut ne-au salvat, ne salvează, că încă nu s-a acumulat volumul de apă necesar, chiar dacă au fost câteva ploi, asta nu este suficient, ar fi bine să ploaie mult mai bine. Că volumul de apă care intra și în complexul, în lacurile din complexul hidroenergetic Nistrean, era sub de două ori mai mic decât volumul de apă care era eliberat. Deci, de la barajul Naslavcea, ni se elibera în medie circa 110 de metri cubi pe secundă, ceea ce noi tot timpul solicitam minim atâta să fie, adică el se elibera. Ceea ce intra în lacul ăsta de acumulare după așa, în primul lac, după aia barajul de la Novodnistrovsk, al doilea lac, era circa de la 55 de metri cubi pe secundă. Pe Prut aceeași situație. Și asta a afectat foarte mult, într-adevăr, inclusiv Nistru, inclusiv Prutul, inclusiv râurile interne. Dar până la ziua de astăzi facem un raport dintre factorul natural de mediu care influențează procesele naturale. Da, ce noi nu putem versus, schimba versus managementul de gestiune a bazinelor acvatice. În țară? Da. Aici, la acest capitol, la fel, deci ele au fost foarte mult afectate. În domeniul gestionării bazinelor acvatice din țară, e destul de haotică situația. Sunt multe tipuri de probleme pentru toate bazinele acvatice din țară. Ceea ce am făcut în perioada asta, deci un an de zile, și sunt atât de încălcite probleme că destul de mult timp durează să le descălcești. Sunt moștenite de-a lungul anilor și preponderent ele au luat naștere prin programul Pământ. Da? Când au fost distribuite cote părți, inclusiv construcțiile hidrotehnice, adică barajele, sunt lacuri, care, iazuri, unde barajul, sunt câțiva proprietari a barajului pe cote părți, sau iazuri care, terenul de sub apă, la fel, sunt câțiva proprietari, sau, de exemplu, este proprietarul barajul, dar nu este respectiv nu există legătura între proprietarul barajului și terenul de sub apă și respectiv nu s-au încheiat și contractele normal atunci cu proprietarul terenului când s-a dat iazul în arendă. La un anumit moment istoric se dădea o arendă pe 25 de ani de zile, inclusiv pe 50 de ani de zile. Avem 49, am rotunjit la 50. Da, program Pământ, program Păduri și vreau să vă întreb, exact. Astăzi se mai dau în arendă resurse terenurile, adică, naturale de stat? Pădurile nu, dar doar se prelungesc, eventual s-au prelungit. Noi n-am prelungit, dar s-au prelungit chiar de guvernarea precedentă, deci fostul
director Mold Silvei, nu știu de ce, a decis să încheie, să prelungească niște contracte, un șir de contracte de arendă a fondului forestier, contracte expirate în 2016. Și noi acum am revizuit toate contractele de arendă și respectiv în special astea care, deci datoria arendatorilor față de bugetul statului era în valoare de 11 milioane de lei. Și noi am inițiat toată procedura asta de recuperare a banilor și rezilierea contractelor. Da, pentru, dar să închei personal subiectul cu da, lacurile și că e foarte important, de ce zic. Bine, nu e doar de constatare, dar împreună cu APP, administrația, Agenția Proprietății Publice, împreună cu ASP, noi, Comisia Parlamentară, deci am Agenția Apele Moldovei, am, hai zic așa, am categorisit pe tipuri de probleme aceste iazuri și am făcut propuneri de modificare a unui șir de acte legislative, care acum este în Parlament, ca inițiativă legislativă, a doi deputați, unde, prin care, în principiu, să aducem o regulă, să facem regulă la un anumit tip de probleme. De exemplu, cel care, în primul rând, deținătorul de baraj să fie obligat să arendeze, adică, ca să înțelegem, barajul, terenul de sub ape, oglinda apei și fâșie de protecție este un bun indivizibil, da? Conform managementului de adecvat de gestionare a resurselor de apă. Că doar trebuie să fie foarte clar cine este persoana care are, nu doar exploatează acest bazin acvatic, dar are și responsabilitatea de a-l întreține, are responsabilitatea de a întreține barajul, fiindcă dacă se sparge, tot timpul puneam întrebare, dacă se sparge barajul, cine poartă răspundere? Cine poartă răspundere pentru toate pagubile care vor fi în urma puhoiului ăsta de apă? Cine, da, dacă moare un om înecat când se sparge barajul și mai departe. Deci sunt niște riscuri care trebuie să și le asume o anumită persoană, fizică, juridică, nu contează. Fiindcă riscurile astea, adică odată, tu nu trebuie doar să exploatezi, trebuie să și întreții, e normal lucrul ăsta. Și respectiv, deci, unul din aspecte, de exemplu, cel care are, va deține acest baraj, va fi obligat inclusiv să încheie acordul de arendă, de exemplu, a terenului de sub apă și de întreținere acestui lac și inclusiv să plătească, să obțină autorizații pentru folosință specială a apei, pentru captarea apei, că el captează apa. Da? Inclusiv prin aceste modificări reglementăm și cine este responsabil de gestionarea segmentului de râuri pe care trec pe, în intravilanul localității, aici autoritatea publică locală trebuie să fie responsabilă și într-un fel toată lumea asta înțelege, dar în lege clar nu este stipulat. Da? Inclusiv ăsta, vom permite aici, de exemplu, zonele unde sunt plaje, da? Ele să fie exploatate ca și plaje, dar în anumite condiții și așa mai departe. Deci este acest proiect de lege, am înregistrat în Parlament și... Doamne, dragi, da, dar și deja înțelegând că apa la modul cel mai serios fiind deja un produs deficitar, în ce măsură se păstrează o cooperare dintre Ministerul Mediului cu Ministerul Agriculturii, care promovează anumite proiecte ce presupun și irigarea ca necesitate. Și știm, irigarea în bazinele mici, ce impact aduc, pentru că sunt studii de unde și colegii de-ai dumneavoastră de filier, adică se expun. Este o cooperare la zi și în ce ar consta? Noi cooperăm cu toată lumea, dacă nu mă special cu cineva sau nu. Ce da, mai cooperanți? Eu, în general, sunt foarte deschisă. Doar trebuie să fim raționali. Da? Și care este situația? Și deci, faptul că s-a luat, și este normal lucrul ăsta, că lucru pentru care am pledat eu personal chiar ani în șir,
exemplu, alimentarea cu apă și sanitatea a fost preluată de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, dar a fost scoasă de la mediu. E normal lucrul ăsta. Acum, inclusiv pe aspectul de irigare, încă de la bun început, chiar am avut câteva ședințe la acest subiect. Eu înțeleg fiecare trage turta la, cum zic, la... La sine, bucată, da, la sine, bucată, da, la sine, da, după propriile interese. E normal lucrul ăsta, adică e normal din punct de vedere al manifestării umane. Și egoismului. Evident. Și respectiv discutam inclusiv cu domnul Gherciu, fostul ministru al agriculturii, și ziceam că e normal ca irigarea să fie totalmente responsabilitatea să fie Ministerului Agriculturii, fiindcă cine este cel mai interesat de irigare? Agricultorii, nu cei de la mediu. Noi de la mediu niciodată nu vom face, nu vom promova acest domeniu, noi nu vom elabora proiecte de legi, noi nu vom căuta bani pentru asta. Fiindcă responsabilitatea noastră de la mediu este de a gestiona resursa de apă integral. Noi trebuie să asigurăm calitate și cantitate și să o distribuim echitabil între toți utilizatorii de apă. Care utilizatorii de apă sunt și cei din, și oamenii, deci domeniul cu infrastructura alimentară, cu apă și sanitație, și agenții economici care o utilizează în industrie, și piscicultorii, și agricultorii, și inclusiv aceleași animale domestice și așa mai departe. Nu mai vorbim de ecosisteme. Deci de asta noi trebuie să avem poziție imparțială și neutră față de toți. Și acum avem exact aceeași situație. Da, bun. Nu avem o problemă de discuții, dar trebuie să fim raționali și dacă există apă și ăsta, în regiunea respectivă există un singur fermier care vrea irigare, e o situație, că ea se calculează în funcție de volumele de apă disponibile. Dacă sunt mai mulți utilizatori de apă, deci, iarăși, în funcție de volumul de apă disponibil, se calculează care este necesar și distribuie echitabil. Deci nu există că se dă unuia sau se dă altuia. Da, eu înțeleg că ăsta, nu știu, cad merele din pom, că nu este suficient irigare. Dar asta este situația. Deci atâta apă se poate da. De la valoarea apei ca sursă de consum, doamnă ministră, la valoarea apei ca sursă de energie. Aș vrea să cumva trecem și pe această latură. În ideea de a înțelege cu așa rezerve de apă, Republica Moldova are suficient potențial hidroenergetic pentru o probabilă alternativă în situații de criză? Pe ce râuri? Ne spuneți dumneavoastră. Dumneavoastră ați pus întrebarea, eu vă întreb. Potențialul hidroenergetic al Republicii Moldova este slab. Potențialul hidroenergetic al Republicii Moldova este slab. Deci există hidrocentrala Costești-Stânca, cărui potențial hidroenergetic tot este slab. Ponderea... Dacă asta, spunem slab, ce? Deci kilowați, acum la megawați în cazul dat, eu nu cunosc cifre, deci nu este domeniul meu așa de... Asta, dar din câte eu țin minte chiar... discutam în precedent în guvernul Sandu, când era și cu fostul ministru a economiei atunci infrastructurii, domnul Bârzan, zicea că potențialul de fapt energetic care îl generează Costești-Stânca în totalul de energie care este necesar, este o cotă nu foarte mare, ceva de genul ăsta. Asta înseamnă că Prut însăși nu este un râu. Acolo trebuie volum de apă, în primul rând. Tu iai după volumul de apă și după gradul de înclinație, da? După debit, să zic așa. Și Prutul nu are un volum de apă atât de mare ca să poți dezvolta un potențial hidroenergetic enorm. Deci el există, care există. Ne mai vorbim de Nistru atunci. Nistru are potențial energetic mai mare decât Prutul și volumul de apă este mult mai mare. Nici nu se compară Nistru cu Prutul. Dar însă și asta chiar în perioada, adică
este hidrocentrala Dubăsari, dar hidrocentrala Dubăsari, deci odată cu construcția, cunosc istoricul, pur și simplu, hidroenergetică Republicii Moldova, de la cele 6 hidrocentrale pe Răut, care au fost construite și ele nu sunt fezabile din punct de vedere economic, dar pur și simplu atunci, în anii 60, nu exista, nu, Moldova nu era electrificată și de la asta s-a început, după care s-a construit Dubăsariu, care trebuia să aprovizioneze cu curent electric Chișinău preponderent. Așa, și atunci s-a născut și ideea acelui complex hidroenergetic Nistrean, de la Novodnistrovsk. Da, și dar care... cui este, apropo, Dnistrovsk acum? Aparține cu... Astăzi Ucrainei, da. Dar atunci, de ce zic, în fosta URSS, vă zic cum erau aranjate sau proiecțiile, etapele, că se gândea un pic diferit, nu ca țară particular, și din potențialul existent, atunci, în anii 60, a apărut ideea, de fapt, de a construi acel complex hidroenergetic Nistrean, care urma să... În 1980 s-au pornit lucrările. S-au dat în exploatare anumite baraje, da. Dar el, construcția a început prin anii 70. Și respectiv ăsta, atunci când s-a proiectat, deja se știa, deci după calcule și după debitele Nistrului, că acel complex va prelua puterea hidroenergetică a Dubăsariului și el urma respectiv să asigure cu curent electric o parte din Ucraina și o parte din Moldova. Practic tot nordul țării și ăsta. Acum nu s-a mai ajuns după 90, că ce s-a întâmplat? Că a fost am devenit state independente și bine, ne aducem aminte deciziile care sunt și în documentele care au rămas ca filă istorică. Cele documente prin care autoritatea de la acea perioadă a oferit acel spațiu în gestiune pentru construcția acestui complex, ca ulterior 50% din potențialul energetic produs să fie rezervat Republicii, în cazul ăsta, adică Moldovei, Republicii Moldova de azi, și respectiv pe partea cealaltă. Astăzi noi observăm că în acel complex avem sârmă ghimpată pe teritoriul Republicii Moldova. Toate sursele, noi vedem ce promovează, că în 2010 guvernul Filat a cumva lipsit prin decizii secrete Republica Moldova de controlul acestui complex hidroenergetic. Da, să facem... Da. Puțină lumină, cu ceea ce de fapt, iată, dumneavoastră cunoașteți și la caz dacă a mai fost reexaminată acea acțiune, acel moment în care se invocă că a fost lipsită Republica Moldova de control acestei hidrocentrale cu implicarea acelui guvern. Ce s-a întâmplat atunci totuși? În 2010 a fost semnat un protocol de către prim-ministru de atunci Filat și din Republica Moldova și prim-ministra de atunci a Ucrainei, doamna Timoșenko, un protocol privind la acordul bilateral pe care îl are Republica Moldova cu Ucraina, privind recunoașterea bunurilor statului pe teritoriul altui stat. Da? Că exact la fel și noi avem niște bine, cariere. Dar unui stat ce înseamnă? Pentru că el preponderent e pe partea Republicii Moldova mai construit. Nu. Deci dacă trebuie să vă uitați dacă pe luăm hartă tot cotul, mai bine. Da, deci nu, să vă uitați sigur m-am pe uitat pe hartă și cotul mare corespunde teritoriului nostru. La zi unde astăzi este deci, sârmă ghimpată. Deci ce este... acolo da. Da. Este așa. Deci ceea ce este... Și cererea, de fapt, de ce este interesată Ucraina, este una din obiectele care este interesată. Asta e partea de barajul de la Naslavcea. O parte. Deci, Naslavcea, barajul de la Naslavcea, el, în mod normal, și aici noi încă nu am ajuns la...
noi ca și Republica Moldova, mă refer împreună cu Ucraina, încă nu s-a ajuns la, la o înțelegere, încă s-au fost o mulțime de ședințe de negocieri și așa mai departe, pe unde trebuie să treacă granița pe baraj nemijlocit. Până la baraj este clar, după baraj este clar, conform acordurilor internaționale, dar ăsta, pe baraj nemijlocit, nu există o înțelegere. Și acum, știți cum, atunci când s-a semnat în 2010 acel protocol, el semna el era despre recunoașterea proprietăților, deci el e cadrul general. Eu când am citit documentul respectiv, după mine, mie mi-a apărut imediat întrebarea, dar care sunt aceste proprietăți? Și așa cum mi-a explicat și cei de la Ministerul de Externe la timpul său, zicea că, da, de fapt, ar fi trebuit, și asta că nu s-a mai dat continuitate acelui protocol, deci după semnarea acelui protocol, au înghețat procesele mai departe. Următorul pas trebuia să fie, într-adevăr, lista proprietăților. Da, și acel plus valoare a Republicii Moldova, care l-a dat această semnare de protocol, care a fost? În mod normal, atunci când tu... Dacă, eu nu știu care erau intențiile lor. Pentru că se invocă un act dubios în toate sursele ulterior, dacă le deschidem și scrim cuvinte reper, vedem... Fiindcă vă zic, nu cunosc care erau intențiile lor atunci. Eu nu mă pot pronunța pe subiecte pe care nu le cunosc. Da? O singură chestie știu și iarăși. Dacă căutăm așa, erau multe scandaluri vis-a-vis de asta, carierele, da, care sunt ale noastre pe teritoriul Ucrainei și că tot felul de persoane dubioase, politicieni foști au pretins, da, sau chiar le-au, nu știu, împroprietărit sau ceva de genul ăsta și înțeleg că se ocupă procuratura de subiectele astea, nu știu. Stațiuni din astea balneare, da, la malul, pe malul Mării Negre, la fel. Și probabil, da, care tot au fost împroprietărite, vândute, nu știu ce, tot procuratura se ocupă. Anumiți oameni dubioși care au fost la putere în Republica Moldova au vrut să și le asume și probabil atunci a fost o... De ce zic? Din punct de vedere juridic, de fapt, o continuitate a acelui protocol nu există, nici până în ziua de astăzi. Totul este în proces de negociere, de pending, să zic așa. Dar din punct de vedere de fapt ce s-a întâmplat, că urmarea acelui protocol... Acest document el este astăzi? El există, da. Se pretinde a se revedea cumva, deci, ori deja este un subiect epuizat din 2010? De ce vă zic că acel document, deci urmarea acelui document, trebuie să fie într-adevăr un proces în continuare de negociere, care anume proprietăți, sau în general ne mai interesează proprietățile sau nu. Adică, potențialul energetic cu siguranță ne interesează acele complexe. Eu nu mă refer la strict barajul de la Naslavce, mă refer la celelalte proprietăți și așa mai departe. Deci, în mod normal, da, urmează să fie inventariate, văzut care este starea lor, dar are sens să, în general, să mai pretindem la ceva de acolo sau nu, sau pe noi, care sunt prioritățile noastre și așa mai departe. Evident, ăsta, potențialul energetic ne interesează și, evident, în paralel ne interesează și starea fluviului Nistru. În fond, eu am analizat subiectul și eu cred, din ceea ce am analizat și am consultat cu mai mulți specialiști, există potențial de negociere și a unui subiect și a celuilalt. Despre starea Dar trebuie fluviului. Să avem cu cine să negociem în primul rând. Nu, altfel se colmatează situația. Nu este vorba, pur și simplu, într-adevăr, înțeleg și asta, ceea ce se întâmplă în Ucraina, evident, nu lasă spațiu de negocieri normale. Indiscutabil. Da. Revenind la starea fluviului,
pentru minutele ce au mai rămas din această ediție. În 2016, guvernul Ucrainei a adoptat programul de dezvoltare hidroenergetic până în 2026, ceea ce presupunea și construcția celor 6 hidrocentrale pe Pluviu. Ce-i cu proiectul acesta? Ne dăm seama că factorii la zi care sunt chiar până la declanșare, până la războiul din Ucraina și invazia Rusiei din Ucraina. Am comunicat tuturor jurnaliștilor și vă comunic și noastră. Haideți să nu pierdem timpul să discutăm acest subiect, fiindcă avem și protocolat de două ori din partea Ucrainei la ședințele Comisiei Nistrene că ei nu vor realiza acest lucru. Și inclusiv chiar până a venit eu la minister lucrul ăsta, știam și din societatea civilă, spuneam. Deci Ucraina, ca să dau exemplu, în Ucraina tot în proces fiind țară asociat la Uniunea Europeană, au armonizat legislația, directivele UE la legislația națională și au adoptat legea privind evaluarea impactului asupra mediului. Și hidroenergeticienii au încercat la fel să construiască tot o hidrocentrală pe Nipru, așa, și au obținut de la ecologiștilor aviz negativ la evaluarea impactului și ei pur și simplu au renunțat în general asta din culise. Au renunțat la ideea de a continua ideea asta cu 6 hidrocentrale și ei din culise îmi spuneam de fapt asta nici fizic n-aveau de gând să construiască. Era pur și simplu un proiect de spălare. Și cu asta tragem linie, dar mai stă în minte acea cifră pe care dumneavoastră ați numit-o de 11 milioane bani în care acei cineva au îndatorat statul prin arendare. Da. O paralelă. Cunoaștem mulți, probabil, persoane care au făcut uz de aceste posibilități de arendare a loturilor forestiere, a terenului, a pădurilor. Dar cât este arenda unui hectar, să zicem, Republica Moldova, pe baza hârtiilor care au fost emise? Pentru că, la sigur, sunt documentele în care se evaluează cât ăsta mai este dator și cât nu este dator. Sincer, nu ne spuneți. Spus, nu, fiindcă nu țin minte. Deci, știu că a fost revizuită plata la un moment dat, a fost crescută cu toate astea. Adică, ea oricum nu este foarte mare, din punctul meu de vedere. Eu nu țin minte acum, într-adevăr, cifra, dar atunci când am văzut-o, am zis, oricum nu este mare. Și ca să înțelegeți, adică, ideea mea este că 11 milioane de lei să acumulezi, asta ți trebuie să au foarte mult timp să nu plătești la suma aia respectivă, da, exact. Sau, într-adevăr, sau trebuie să fie foarte scump. Dar, de fapt, un hectar nu costă într-adevăr atât de mult. Ei pur și simplu nu s-a plătit și nimeni nu s-a preocupat să încaseze acești bani. Și pe final, domnul minister, ce priorități aveți pe finalul acestui an? În primul rând... Ne mai fi tare mult, dar oricum. Da, aștept... Bun, cu mare nerăbdare să semnăm acordul cu Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru cofinanțarea Programului Național de Gestionare a Deșeurilor ca să începem efectiv implementarea acestui program și începem cu zona 5, Ungheni, Călărași, Nesporeni, să construim infrastructură așa. Abia aștept, la fel, asta, Banca Europeană de Investiții inițiază procesele în același timp de elaborarea studiilor de fezabilitate pentru zona 4, 7 și 6. 4, 7, astea sunt Chișinău, raioanele din jur, 7, Bălți, raioanele din jur, cele mai mari zone și aici va fi un complex, un centru de gestionare a deșeurilor foarte complex cu toate tehnologiile, inclusiv captare biogaz, compostare, sortare, pentru reciclare, valorificare energetică, așa. Va fi interesant. Urmează să încheiem un acord cu Turcia pentru programul de împădurire și în toamnă începe și misiunea... Împădurim ce? Unde?
Unde împădurim? Acolo unde s-au tăiat inclusiv acolo și în afara fondului forestier, inclusiv acolo de împădurit trebuie să împădurim, nu contează. Și începe misiunea Agenției franceze de dezvoltare pentru a face matricea de politici, adică de condiționalități pentru a încheia un acord cu ei pentru tot finanțarea programului de împădurire, care anul viitor, dar timp de jumătate de an, ei vor face evaluarea asta a necesităților și a condiționalităților pentru acord. Și în asta, viitorul apropiat, la fel, avem discuții cu și vom încheia, se preconizează să încheiem un acord cu Japonia privind transferul de tehnologii pentru reducerea emisiilor. Adică pentru proiecte, de fapt, nu transferul de tehnologii, dar inclusiv pentru implementarea proiectelor de reducere a emisiilor, unde posibil, într-adevăr, ca noi, cel puțin noi am comunicat, unul din proiecte ne interesează programul de împădurire. Adică Japonia investește în proiectele astea și ulterior cotele de carbon care se sechestrează, de fapt, sunt împărțite între țările noastre două. Înțeles, așteptăm loturi de mașini electrice, să înțelegem. Asta a fost cu titlul de ironie, pentru că am tins această emisiune să o încheiem pe o notă și de umor cu ceva zâmbet. Doamnă ministră, vă mulțumim mult pentru prezență, prestație, mesaje aduse acolo unde sunt necesare a fi desfășurate. Vă urăm multă forță într-o realizare obiectivelor pe termen scurt, pentru că sunt de termen scurt, cum ați și anunțat, la mai mult și la mai mare, și vă mai așteptăm. Da, mulțumesc și mulțumesc pentru invitație oricând sunt predispusă să mai revin. Cu bine și spre bine. Stimați telespectatori, aceasta a fost ediția emisiunii de azi. Vă urăm o seară bună în continuare. Până data viitoare!